Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit în bucătăria mea. Astăzi vă voi ajuta să faceți o tocăniță de năut cu frunze de sfeclă albă. Pentru această rețetă avem nevoie de un cartof de mărime medie, jumătate de roșie, ceapă, 2 căței de usturoi, morcov tăiat rundele, finuțe, da? Frunze de sfeclă, albă, năut sec sau la borcan fiert, slăninuță, cârnat și cam atât. Să începem să gătim. Luăm ceapa și nu o tăiem nici feliuț, nici solzi de pește, nici mărunt. O tăiem ca la rețeta de mâncare chinezească, în pătrățele mai mari, cum ar veni. Vedeți? O distanță mai mare. O să scot de aici ca să vă arăt. Uitați. Da. Iar de tăiat invers, la fel. O distanță de o unghiuță, să spunem, ca să devină pătrățele. Sunt tăiate de mărime medie, cum ar veni, pentru că dacă le tăiem solid de pește sunt prea mari, dacă le tăiem mărunt sunt prea mici. Dacă nu vă place verdeața, ceapa, de exemplu, sau morcovul, nu vă place să fie mare în mâncare, să o simțiți în mâncare, atunci puteți să o dați până răzuitoare. Usturoiul. Îl tăiem rondele. Mă ustură ochii de la ceapă. Am uitat să o pun, să o tai pe jumătate și să o pun în apă. Ok. Deci, rondele. Se adaugă. Adăugăm și morcovul. Este deja preparat. Da? Roșia o punem întreagă. Iar cartoful, la fel, îl tăiem în cubulețe mici. Uitați. Da? Da? Și adăugăm și cartofii împreună. Ok? Bun. Ce mai adăugăm? Adăugăm cârnatul.
Îl pregătim, de fapt, nu îl adăugăm. Cârnăciunul. Dacă aveți mai mare, e bine. Nu voi pune ulei, deoarece în momentul când voi adăuga acest cârnăcior, da? Va lăsa culoare și grăsime și nu va fi nevoie de ulei. Dacă punem și ulei și cârnat, va ieși foarte grețos pentru că va avea mult ulei și grăsime. Bun. Acum că am adăugat ceapa, usturoiul, roșia, morcovul, punem un pic de apă. Dar pe fundul oalei, da? Ca să acopere ingredientele, ceapa și cartoful, uitați. Da? Să le acopere și lăsăm așa să fiarbă până începe să fiarbă un pic cartoful și celelalte. În momentul când sunt aproape fierte, adăugăm năutul, cârnatul și slăninuța. Doresc să vă informez că năutul sec, dacă îl folosiți, trebuie să îl pregătim exact ca fasolea seacă. Punem cantitatea care dorim să o pregătim de seara în apă și o lăsăm în apă până a doua zi de dimineață înainte de a începe să o gătim. Da? De la borcan nu este nevoie, vine direct pregătită, se toarnă, se face mâncarea în timp record, să spunem, dar înăutul sec este la fel ca fasolea seacă, trebuie lăsată de seara în apă, a doua zi se poate pregăti și într-adevăr se fierbe un pic mai mult decât cea care vine la borcan. Ok? Bun, deja avem legumele fierte, da? Uitați aici, da? Vine rândul la slăninuță cu cârnăcior tăiat și năutul. Punem aici, în politică. Eu pun direct pentru că este curat, dar cine nu are încredere poate lua îl poate vărsa într-o olicică și spăla. Se amestecă. Da. Se mai pune apă nu cred că e suficient să se acopere din nou mestecăm ok uitați da? Îi punem capacul și lăsăm să se fiarbă. Ia uitați ce culoare frumoasă! Nici nu este nevoie de pus bulion. Da? Punem și
sare. Un pic de piper. La această mâncare, cine dorește, poate să pună chiar și o mână de orez. Este foarte bună. Cine nu, rămâne doar cu ingredientele puse. Ok. Okay. Acum cu sarea și piperul punem și frunzele de sfeclă albă. L-am spălat, de-aia sunt în farfurie. Mestecăm. Nu știu dacă vor fi de ajuns. Las un pic la fiert ca să văd dacă mai trebuie pus. Chiar dacă nu s-a fiert bine specla albă, în timp ce se fierbe și orezul, într-un final am decis să pun și orez, dacă văd prea multă zeamă, da? Mestecăm, ia uite așa frumos se vede. N-aveți idee ce bună este, chiar dacă se vede așa ca și cum e iarbă băgată înăuntru, este foarte dulce, foarte bună, foarte sănătoasă. Acoperim, punem la foc mai mic, la foc mediu, dacă este focul prea tare la foc mediu, se lasă din ce în ce la foc mic. Și se amestecă tot timpul, pentru că orezul când va începe să fiarbă, să nu se lipească și va avea un aspect splendid. Este gata mâncărica noastră. Bun. Ia uitați ce frumoasă e. Da, ia să vedem. Punem așa ca să se vadă bine, 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 bine. Da. Și punem în farfurie. Aspectul, eu spun de nota 10. Este foarte frumos. Ca gust, excelent. Deci nu aveți idee de ce super gust are. Am pus o plină, ia uitați ce frumos se vede și super gustoasă. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi cu noua rețetă. Repet, năut cu frunze de sfeclă albă, cu slăninuță și slăninuță orez și cârnat. Vă doresc poftă bună! O zi frumoasă în continuare! La revedere!